Cum ziceam la începutul acestei emisiuni, Republica Moldova este chiar așa o oază de talente și de tineri care sunt foarte talentați, binecuvântați, cu daruri de a face lucruri frumoase. Iar unul dintre acești tineri, vă spun că chiar ieri s-a întors în Republica Moldova din Marea Britanie și ne-am bucurat atunci când am aflat că Santu Bantaș, despre el este vorba, un tânăr muzician, a reușit să ajungă în semifinala unui concurs foarte și foarte prestigios organizat de BBC, un concurs organizat în Marea Britanie. Mai multe despre această experiență ne spune chiar el în continuare. Îmi pare tare bine că este cu noi în seara asta. Santu Bantaș, bună seara! Bună seara! Deci tu chiar ieri ai revenit pe meleagurile natale. Da, chiar ieri seara. Seara târziu. Santu, mie îmi pare bine că această reușită a ta a devenit destul de cunoscută și destul de populară. Am văzut că mai mulți oameni te-au abordat, te-au felicitat. Știi că reușitele celor care sunt originari din Republica Moldova și se bucură de succes peste hotare sunt de fapt reușitele noastre, ale tuturor moldovenilor. Și vreau să-mi zici, tu de fapt ce faci în Marea Britanie și de cât timp te-ai stabilit acolo? Sunt în Marea Britanie de 6 luni. Ai vrut să zici 6 ani? Da, așa, 6 ani am stat în România, dar în Marea Britanie sunt de 6 luni. Intenționez să studiez acolo, să urmez studiile pe care le-am făcut în România. Dar în acest timp am avut fericită ocazie să particip la acest concurs, BBC Gospel Singer of the Year. Așa este. Și eu am înțeles că la tine s-au legat lucrurile așa de frumos și așa de bine, pentru că tu tocmai ajunsesei în Marea Britanie și practic din prima săptămână ai reușit să te înscrii la concurs. Ceva în genul ăsta, da, da. Fusese, da. În prima săptămână, prima sau a doua, ceva de genul ăsta. Da. Și văzusem, căutam corurile de gospel din Birmingham, pentru că știam că sunt vreo câteva înainte de a ajunge acolo. În Birmingham locuiesc la moment. Și mă uitam pe rețelele de socializare ale acestor coruri să văd unde au concerte, dacă au concerte, pentru că încă erau restricții. Și am dat de o notificare acestui concurs. Mi s-a părut mult prea mare, mult prea inaccesibil, să zic așa. Dar în ultima zi de aplicații am zis, hai să încerc să mă pregătesc, să fac videourile, să fac descrierea. A fost o aventură, pentru că cei de cui care trebuia să instaleze internetul în apartament, veneau abia a doua zi. Mergeam. Am mers prin oraș să caut Wi-Fi, să pot să trimit videourile pentru aplicații. A fost o aventură întreagă, dar până la urmă a fost problema că am pus denumirile prea lungi. Dar au ajuns videourile la organizatori. Și în câteva săptămâni am primit un apel, eram în oraș, gălăgie mare. Bună ziua, suntem de la Gospel Singer of the Year, felicitări, sunteți printre cei 5 semifinaliști. Eram speriat, șocat, eram foarte bucuros în același timp, că nu venea să cred. Și ca să fie clar pentru toată lumea, acesta este un concurs prestigios la care s-au înscris în acest an sute de tineri. Întâmplător am aflat despre numărul celor care s-au înscris. Chiar în ziua înregistrărilor am aflat acest lucru și a fost curios. Da, uite, din sute tu te-ai numărat printre cei 5 semifinaliști. Santu, da, uite, noi cum vedem secvențe din evoluția ta în cadrul concursului, ca să ne explici, deci, care au fost etapele? Întâi a fost această preselecție practic, când da. Tu pur și simplu ai expediat câteva înregistrări cu tine, cântând. Da, da. Era o piesă impusă de ei și o piesă la alegere. La fel, un fapt curios este că chiar de la aplicații se cerea piesa pentru finală. A fost deosebit față de ceea ce am făcut până acum, pentru că atât organizatorii știau deja ce și cum să-și planifice filmările, perioada de pregătire, cât și participanții. Pentru mine a fost mult mai ușor să știu ce am de făcut, cum să... cât timp să dedic pentru
tot acest lucru. Apoi au urmat filmări care au însemnat, de fapt, evoluția propriu-zisă, da, da, în cadrul concursului. Filmările au avut loc în Manchester, în Catedrala Manchester. Un loc superb, care acum arată foarte bine, dar acum, să zic, 50, 60, 70 de ani era o ruină totală. Și locul ăla era deosebit prin faptul că aducea sentimentul de speranță, că speranța este bună. Mm-hmm. Și că e bine să speri și lucrurile o să fie bune, o să fie bune la un moment dat. Exact. O să arate bine. Da. Așa. Cum a fost, cum să zic, experiența asta de a colabora cu, până la urmă vorbim despre BBC, care este dita mai organizația media. Da. Cum a fost din perspectiva asta? Ce s-a întâmplat în culise? Cât de mare este echipa? Sunetul, luminile, camerele? Cum a fost toată experiența asta să vezi cum funcționează, de fapt, un asemenea show de televiziune? Mi-a plăcut foarte mult. Organizarea a început chiar de la apelul primit, care a fost peste câteva săptămâni după ce am aplicat. Asta era sfârșit de august. Emisiunea, semifinala, a apărut pe TV în ianuarie. Ei se pregătesc jumătate de an pentru acest concurs, pentru înregistrările acestui concurs. După aia, jumătate de an, se pregătesc împreună cu participanții de la concurs. Și mi s-a părut foarte bine organizat. Da. Cine a câștigat concursul în acest an? Patrice Campbell, care m-a uimit atât în timpul înregistrărilor, cât și acasă. O mai pun diminețile și mi se pare fenomenală. Pentru că n-am niciun dubiu, pentru că și stilul muzical este deosebit. Adică gospel nu poate cânta oricine, mă gândesc, oricine, oricum. Și vreau să ne povestești un pic despre stilul ăsta muzical. Cum l-ai descoperit tu prima dată? L-am descoperit de la mătușa mea, Diana Văluță Cioinac, pe timpul când studia jazzul la Academie de la Chișinău, prin partiturile ei, prin înregistrările cu ansamblurile vocale, după aia făcând studiile la Colegiul de Muzică, împreună cu corul abordam stiluri diferite, printre care și gospel. Iar piesa din semifinală a fost prima pe care am interpretat-o cu Corala Gloria la Colegii de Muzică Ștefan Neagă. Deci, practic, prima piesă din stilul ăsta muzical cu care tu ai făcut cunoștință. Exact, ceva în genul ăsta. Și este o piesă despre forță, despre unire, despre uniune, forța unei mulțimi. Și a făcut legătură cu cel care eram atunci când am descoperit acest stil. După aia și la Iași cu corul Aletei am cântat-o și am adus-o. Așa. De acolo am adus-o în Marea Britanie la semifinala BBC Gospel Single of the Year. Ce reacții ai primit de la juriu? A existat un juriu acest concurs? A fost un juriu de 3 muzicieni mari din Marea Britanie. Ceea ce vreau să zic mai devreme este că am abordat acest stil ca pe un stil muzical, dar acolo am simțit într-adevăr rugăciunile pe care le fac ei prin fiecare vocală, prin fiecare sunet, prin fiecare melodie pe care o cântă. E sentimentul ăla despre dăruire față de ceva mai sus și interpretul de pe scenă transmite ceva, ia lumea, ia publicul cu el și îl ridică mult mai sus. Și pentru mine a fost un masterclass tot concursul ăsta. Toată experiența. Da. Și de juriu te întrebam ce reacție ai primit, ce ți-au zis, te-au apreciat, ți-au dat aripi, te-au încurajat? Mi-a plăcut că au fost foarte deschiși și direcți în același timp. Au sesizat stilul jazz din mine și
și au zis că că sună a un Michael Bublé al gospelului, ceva de genul ăsta. Foarte curios de altfel. Și au sesizat stilul mai musical din, din voce și din prezența mea de pe scenă. Iar ceea ce am zis puțin mai devreme este că rugăciunea asta pentru mine a fost un masterclass de rugăciune gospel acolo. Uh-huh. Și asta a făcut diferența. Ce ți mai dorești să faci acum, Sandu? Spune-ne, în primul rând am zis că ieri ai revenit din Marea Britanie la Chișinău. Ce urmează să faci? Te întorci înapoi acolo? Ce... Care-s acum, planurile tale? Vreau să fiu mai mult cu familia și mă bucur să am această ocazie. Să mă văd cu vechile cunoștințe, cu vechii prieteni de care mi-este foarte, foarte dor. După aia voi reveni și cu, sper cu Doamne ajută să, la fel, cu pași mici să fac lucruri frumoase. Tu vrei să te vezi acolo în Marea Britanie pentru următoarea perioadă mai îndelungată? Da, exact. Pentru o perioadă mă văd acolo ca să se descoper și să se mai departe în industria muzicală de acolo. Sandu, mulțumim tare mult. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Pentru prezență. Mersi și eu. Felicitări pentru ceea ce ai reușit să faci în cadrul acestui concurs și pentru pasiunea asta cu care faci muzică, pentru că ți se citește pe chip, știi? Când vorbești despre muzică, ai așa o mină foarte luminoasă și ești așa, ancorat în lumea asta. Așa să rămâi. Mulțumesc tare mult. Doamne ajută. Mersi frumos.